Nu aștept, Doamne, să-mi dai viață fără osteneală, fără lacrimi și fără încercări. Căci știu că sufletul nu se poate mântui întru totul, fără de ele. Însă te rog, Doamne, să rămâi cu mine și să-mi dai putere în fața fiecărui prag, să-mi mângâi fiecare îndurare și să-mi alini fiecare dor. Luminează-mi, Doamne, calea și ține-mă pe drumul biruinței și al împlinirii sufletești. Și trimite îngeri din neîntinatele tale cete îngerești, ca să-mi păzească odihna în această seară și noaptea să mă ajute să o trec, fără frământare. Ajută-mi, Doamne, ca să pot sfârși ziua cu inima împăcată, cu gândul limpede și încredințat să împlinesc doar cele ce sunt întru voia ta. Amin. Doamne, cuvintele mele nu sunt îndeajuns ca să-ți mulțumesc pentru toate minunile și binefacerile pe care le-ai trimis înspre mine. Chiar și atunci când nevrednic m-am arătat de binecuvântarea ta și pentru toate dățile când inima mi-ai ascultat-o și ai lăsat să curgă prin ea izvoarele iubirii tale. Îngăduie-mi, Doamne, să pășesc și de acum înainte, înapoi a ta și neîmpiedicat să te urmez în tot ceasul. Dă-mi gândire curată și nevinovată, ca să pot să înțeleg mai bine care e planul tău dumnezeiesc în viața mea. Și primește acum, la timp de seară, a mea căință și închinăciune, căci vreau ca ziua de mâine să mă găsească vrednic de minunile tale. Amin.